ultimele 7 zile ale Domnului Iisus pe acest pământ, prezentate în mod cronologic. Oare a fost totul la întâmplare? A scăpat Dumnezeu Tatăl de sub control istoria lumii? S-au împlinit hotărârile marilor preoți și noroadelor care strigau necontenit răstignește-l, răstignește-l? Sau vorbim despre un alt scenariu? Să vedem ce putem învăța din ultima săptămână a Mântuitorului pe acest pământ și care e aplicația acestor învățături pentru zilele noastre. Pandemia COVID-19, panică și haos. Planeta Pământ avea un curs undeva obișnuit al lucrurilor. Când deodată, spontan, totul s-a schimbat într-un timp uimitor de mic. Cu COVID-19, panică mondială, haos, războaie și vești de războaie. Unde este acum Dumnezeu? Unde este Iisus? Cine controlează tot ce se întâmplă pe acest pământ? La noi este haos. La Dumnezeu toate lucrurile sunt în ordine. Eclesiastul 3:1 spune așa: toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Apoi Corinteni 14:33, căci Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii, nu a neorânduielii. Ioan 13:1, înainte praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, observați, am subliniat cuvintele cheie, toate și-au vremea lor, ceasul lor, Dumnezeul nostru, un Dumnezeu a orânduielii perfecte. Iisus știa exact ceasul când a trebuit să fie vândut, omorât, răstignit, știa fiecare lucru. Deci, nu-i nici într-un caz neorânduială, toate sunt în ordine. Haideți să luăm acum, din punct de vedere cronologic, toată săptămâna, începând cu Duminica Mare sau intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, până la înviere. Deci, să începem cu ziua de duminică și vom merge împreună cu Domnul Iisus prin toată această săptămână grea, ca să studiem îndeaproape ce s-a întâmplat în mod cronologic. Au curs evenimentele în mod haotic sau după un plan bine pus la punct? Duminică. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. La Matei 21, Marcu 11, Luca 19 și Ioan 12 găsim aceste lucruri. Și tot în această duminică, Iisus plânge pentru cetate. Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut tu ziua cercetării tale, dar n-a să mai rămână aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și bine știți că tot ce a prorocit Domnul Iisus s-a împlinit întocmai. Luni, blestemarea smochinului, Matei 21. Curățarea templului, tot Matei 21, 12, 13. Vindecarea unor orbi și șchiopi în templu, Matei 21, 14. N-am mai pus celelalte versete, n-am vrut să încarc această lecție cu alte locuri, dar practic în toate cele patru evanghelii găsim aceste scene. Deci luni, blestemarea smochinului, curățarea templului și vindecarea unor orbi și șchiopi în templu. Iisus știa care e destinația casei lui Dumnezeu, casă de rugăciune, nu peștera de tălhari. Marți, ziua controversilor, ultimul contact al Domnului Iisus cu liderii religioși. Smochinul neroditor a fost găsit uscat. Smochinul care a fost blestemat luni, marți, este uscat din rădăcini. Poate la această temă ne vom opri altă dată, acum urmărim alt scop. Vrem să vedem cine conduce universul. Iisus răspunde preoților cu ce autoritate face minunile. Tot aici spune trei pilde prin care arată viitorul preoților care se împotriveau lucrării lui. Cei doi fii, pilda vierilor și pilda nunții fiului de împărat. Le știți foarte bine, toate trei vizau undeva pe cei preoți, farisei, saduchei, care permanent căutau să-l ispitească pe Domnul Iisus cu diferite întrebări capcană. Marți a fost o zi foarte grea pentru Domnul Iisus, o zi a controversilor, ultima lui zi în public. Suntem tot în ziua de marți. Iisus
este ispitit cu întrebare despre plata birului pentru Cezar. Sunt uimit de fiecare dată când citesc acest răspuns profund a Domnului Iisus. Dați Cezarului ce este a Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Orice alt răspuns era capcană. Dacă spunea cumva Iisus, nu dați bir Cezarului, atunci romanii îl luau ca unul care face răscoală, ca unul care este împotriva Cezarului. Dacă spunea, dați bir Cezarului, atunci evreii spuneau, a, tu ții cu romanii, nu ești cu poporul tău. Ambele răspunsuri erau capcană, dar Iisus răspunde într-un mod uimitor, profund și foarte adevărat și lasă în uimire atât pe preoți, farisei, cât și tot norodul. Apoi Iisus explică preoților și fariseilor lucruri privitoare la înviere. Matei 22, 23, 33. Iisus îi denunță, îi mustră în mod solemn pe cărturari și farisei. În ultimul său discurs public, Matei 23, 1, 36. Iisus anunță pedeapsa Ierusalimului, Matei 23, 37, 39. Domnul Iisus este respins de către ei săi, poporul evreu. Aceeași zi de marți, plină de evenimente, ultima zi în public, Iisus descoperă ce va fi în vremurile din urmă, distrugerea Ierusalimului, a doua săvenire pe acest pământ. Iisus în aceeași zi prevestește moartea sa pe cruce. Ungerea cu mir a Domnului Iisus în Betania are loc în aceeași zi de marți. Iuda merge la preot și vinde pe Iisus pentru 30 de arginți în aceeași zi, imediat din acel moment când află sau aude reacția Domnului Iisus, care a spus că pe săraci, sărmani, aveți permanent cu voi, pe mine nu. Atunci când aude aceste lucruri Iuda, atunci merge și îl vinde pe Domnul Iisus. Miercuri. Pentru ziua de miercuri nu avem indicii scripturale precise cu privire la felul în care s-a desfășurat acea zi. Dar putem presupune că Iisus și-a petrecut această zi în Betania, doar cu ucenicii săi, doar el și ei. Suntem în ziua de joi, dar nu uitați, trecem fugitiv prin evenimente, fiindcă urmărim un alt scop. Vrem să vedem cine conduce acest univers, cine până la urmă, la cârmă. Sunt politicienii, sunt miliardarii, sunt oamenii corupți sau în spate, după cum am spus și mai sus, este cu totul altcineva care a scris, a regizat totul de la început până la sfârșit. Deci, ziua de joi, masa de Paști, cuvântarea de rămas bun a Domnului Iisus, ultimele învățături, încurajări în drum spre Ghețimani, rugăciunea din grădina Ghețimani, trădarea și arestarea Domnului Iisus și tot aici judecata înaintea lui Ana, judecata înaintea lui Caiafa, judecata înaintea Sinedriului, Domnul Iisus, creatorul acestei lumi, a ajuns să fie judecat de oameni, de preoți, de împărați, de Sinedriu? Lepădare și pocăința lui Petru, dar tot în aceeași zi și sinuciderea lui Iuda sau moartea lui Iuda? Vineri. Judecata înaintea lui Pilat. Iisus înaintea lui Irod. Iisus este adus din nou înaintea lui Pilat. Soldații își bat joc de Iisus. Drumul Calvarului, Iisus își duce crucea din Ierusalim până pe Golgota, până pe Muntele Căpățânii. Răstignirea Domnului Iisus între doi tălhari. Apropo, referitor la răstignire, vreau să vă spun că răstignirea pe cruce era cea mai rușinoasă și blestemată moarte. A târnat între cer și pământ. Asta arăta că acest om pus pe cruce nu merită să atingă nici cerul, nici pământul. A fost pus în rândul celor fără de lege. Iisus este îmbălzămat și pus într-un mormânt. Se mai numește în popor Vinerea Seacă. S-ar părea că Dumnezeu a scăpat de sub control lucrurile. Sâmbătă. Pecetuirea mormântului și garda romană, cerute de preoți și de farisei, că ucenicii să nu vină să-i fure trupul Domnului Iisus. Și în această zi nu se întâmplă nimic, întrucât este o zi de sabat și toți evreii se odihneau. Domnul Iisus este în mormânt. Matei 27, 62, 66.
Și iată ne ajunși în ziua de duminică. Dis de dimineață, femeile vin la mormânt, unde află vestea că Iisus a înviat. Ce mesaj frumos! De ce căutați pe Cel ce este viu printre cei morți? Nu este aici! Foarte frumos mesaj! Hristos a înviat! Dragii mei, ce învăț eu de aici? Dumnezeu orchestrează toate lucrurile și nu oamenii. Fiți foarte atenți la ceea ce am scris cu roșu. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca Cel care știa că i-a sosit ceasul să plece, Luca 22:14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu ai săi. Când a sosit ceasul? După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Când a sosit ceasul? Dragii mei, tot mergi după un ceas. Nu-i ceasul nostru, nu-i ceasul diavolului, nu-i ceasul lumii, nu-i ceasul miliardarilor, nu-i ceasul masonilor, cum spun mulți. Ceasul în mâna lui Dumnezeu. Atât cronometric cât și cronologic. El dirijează istoria. Planeta Pământ în brațul lui, în mâna lui. Ce mai învăț de aici? Să nu mă tem de nimeni și nimic. Daniel 4:35. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Atenți, nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui. Deuteronom 4:39. Să știți, dar, în ziua aceasta, și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Panică că am ajuns de izbeliște sub protecția nimănui, deja ne omoară mai mult decât orice pandemie, decât orice virus. Nu uitați, dragii mei, Daniel 11:32 spune așa: Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Așa că, dragi ascultători, ai acestui mesaj, ascultați cu atenție aceste versete din Biblie și întăriți-vă inimile. Isaia 46:9, ascultați atenți cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune. Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Și cu mult înainte ce nu se întâmplase încă. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. 11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmașii neprihănirii. Nu e o scăpare, dragii mei, de sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu a rămas pe tron. Tot El conduce universul. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Nu rămâne decât să ne supunem acestui Dumnezeu. Haideți să ne pocăim. Haideți să fim acele vase de cinste în mâna olarului. Așa că nu te teme, încrede-te în Dumnezeu. Se merită. Dragii mei prieteni, dacă v-a plăcut ce ați auzit, vizionat și ați vrea ca să studiem Biblia împreună, atunci abonați-vă și dumneavoastră la acest canal. Studiați împreună cu noi Biblia, distribuiți și la alții aceste informații și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi.